industria minieră în declin, iar cea a lemnului în continuă dezvoltare. În timp ce pe plan național industria minieră se află în cădere liberă, cea a prelucrării lemnului se dezvoltă în fiecare zi. Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Petroșani este singura instituție de învățământ liceal din țară unde se mai califică minerii. Chiar și într-o perioadă în care mineritul este în declin, mai sunt tineri care optează pentru această meserie. Toate locurile la școala post-liceală au fost ocupate. Mai avem locuri libere la școala de maestri la calificarea mineri. Mai avem 7 locuri libere, iar la calificarea industrializarea lemnului mai avem 8 locuri libere, celelalte fiind ocupate. Din cele 28 de locuri disponibile pentru calificarea de miner, 22 au fost deja ocupate. Nici în ceea ce privește industria lemnului, situația nu este altfel. Mai vor, mai ales și pentru partea viabilă și practic noi suntem din țară singurii care pregătim în această calificare și avem și din alte zone în anii anteriori, am avut și din Cluj și din Gorj, din bazinul Gorj, 22 s-au înscris la calificarea mineri, avem un număr de 28 de locuri, deci mai sunt libere încă 6, iar la industrializarea lemnului mai avem 7 locuri libere. În urma finalizării cursurilor, absolvenții primesc diplome care le sunt recunoscute la nivel european. Pentru toate calificările, pentru toate specializările, indiferent de nivel, certificatele sunt recunoscute la nivel european. Cei care s-au înscris și, mă rog, și cei care se vor înscrie vor primi certificat de calificare nivel 5 pentru că a fost reactualizată această clasificare a nivelurilor, ceea ce este similar unui fost institut de subingineri din anii anteriori. Având posibilitatea să se înscrie cu sau fără diplomă de bacalaureat și pot să, dacă nu au această diplomă de bacalaureat, pot să continue să dea acest examen. Mulți dintre cei care au absolvit aceste cursuri în anii anteriori și-au găsit locuri de muncă peste hotare.